dimineața. Haideți să lămurim o treabă. De ce pierd eu apa rece în momentul în care vreau să spăl vasele? Da? Deci în momentul în care dai drumul la apă caldă și nu ți-a venit apă caldă, este doar apă rece. Da? Haideți să vă de ce. Traseul. Deci toată coloana de apă caldă sau rece, da? până la boiler, deci de la boiler și până la ghiuveta de la bucătărie unde este pusă sau unde o aveți voi, întotdeauna va veni apa rece. De ce? Pentru că apa caldă pleacă întotdeauna din boiler. Întotdeauna apa caldă va pleca din boiler. Dacă vrei să te speli pe mâini sau pe față, vii la ghiuveta de la baie, care este mult mai aproape și imediat va veni și apa caldă. Vrei să faci baie? ți-ai pus cădița de lângă boiler sau lângă centrală și îți va veni mult mai repede apa caldă. Da? Deci uitați-vă și voi tot traseul până la bucătărie. Priviți cât este. Deci toată, toată apa de pe colan în momentul în care ai dat drumul va veni rece. Până ajunge apa din boiler sau din centrală până la ghiuvetă, durează. Așa că Aparece dacă care nu o folosești, obligatoriu o pierzi.